Valabilitatea documentelor emise de Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor expirate în perioada stării de urgență rămân valabile pentru o perioadă de încă 90 de zile, a anunțat Prefectura Suceava. Astfel, permisele de conducere românești, autorizațiile de circulație provizorie, doveziile înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare și ale permiselor de conducere eliberate de către serviciile publice comunitare, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, la depunerea dosarelor de Matriculare, transcriere, certificate de matriculare sau preschimbare permise de conducere românești, străine sau duplicate și care au expirat în perioada stării de urgență își prelungesc valabilitatea. Posesorii acestor documente au la dispoziție un interval de 90 de zile pentru preschimbarea acestor date după încetarea stării de urgență.